Doar 3 ani. Aceasta este vârsta Deliei Macovei, o fetiță cu tumoră cerebrală din Câmpul Lung Moldovenesc care nu vrea să renunțe la viață. Viață care depinde de 40.000 de euro. Delia a suportat deja 2 intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copiii Marie Curie din București, în luna aprilie și în luna mai. Dar mai are nevoie de investigații la o clinică din Germania, iar cheltuielile sunt extrem de mari pentru părinții Deliei. Deși este un copil vesel, vorbește fluent, alargă, se joacă, Delia ascunde o mare tristețe. Cu bucle blonde, ochi albaștri, chip angelic, fetița nu-ți dă impresia unui copil bolnav, a unui trup măcinat de o afecțiune care aduce, din păcate, foarte multă suferință. Zilele trecute, Delia a împlinit 3 anișori, iar oameni cu suflet i-au dus cadoul mult dorit. O pisicuță de pluș și o cană cu 2 broscuțe imprimate. O înveți de astăzi nota? Hai, dă-i taca ta, da? Și apoi noi, da? Hai, bine. Și am și smile. Și smile ai? Da! Wow. Este o tumoră cu un grad destul de ridicat de malignitate, ca să spun așa. A suferit niște intervenții, din câte știu. Da, a avut la București, la Spitalul Marie Curie, 2 intervenții chirurgicale, dar tumora nu s-a putut extirpa în totalitate. Și doar pentru asta mai este nevoie de o altă intervenție? Nevoie de o altă intervenție în străinătate. Am primit o ofertă de la o clinică din Germania, de la Hanovra. Am avut 2 programări deja, una pe 13 septembrie, una pe 15 noiembrie, pe care le-am reprogramat pentru că nu am avut banii necesari intervenției. Înțelegem că este vital pentru Delia să facă această operație acolo cât mai repede. Da, este foarte important și oricând pot apărea complicații, deoarece poate reapărea hidrocefalia, ceea ce blochează circulația lichidului cefalorahidian și poate intra în coma, poate dacă nu mai circulă, apoi tumora apasă pe nervul optic și poate să ajungă la orbire. Aproximativ jumătate din suma necesară deplasării pentru investigații la o clinică din Germania a fost strânsă, însă Delia mai are nevoie de ajutor. Tocmai de aceea, părinții fetiței fac un apel către toți oamenii cu suflet să îi ajute. Orice sumă poate fi depusă în conturile RO 19 BRDE 340 SV 27580703400 cont în lei și RO 06 BRDE 340 SV 27580963400 în euro. De asemenea, toți cei care vor să ia legătura cu familia Deliei o pot face la numărul 0752157332. Tot în sprijinul Deliei va fi organizat un spectacol umanitar în data de 25 noiembrie. Participarea la evenimentul de la Suceava costă, are prețul de 25 de lei. Banii vor fi integral donați părinților Deliei. Orice persoană care se va găsi în momentul evenimentului acolo poate să facă o donație, oricât de mică sau de mare, și sperăm în acest fel să reușim să ajutăm cât mai mult, cu atât mai bine.